Erau câteva persoane care mă întrebau dacă mai am căței sau ce am făcut cu ei. Căței sunt la familiile lor. Au fost 5, 4 sunt acum la familiile lor. Al cincilea a rămas în familie, ca să zic așa. Și acum se plimbă prin parcul taică-su, o zi superbă de sfârșit de toamnă. Superbă zi. Numai bună de ieșit un pic în parc, așa la o plimbare scurtă cu câinii, pentru necesitățile... Băi, ce? Tată și fiu. Hai, Mairo! Haide, hai pe aici! Haide! Pișpi! Hai, pișpirică! Haide, bă! Hai, Mairo! Așadar, pișpireu se adaptează la viața de oraș, ca să zic așa, cu plimbările din parc. Sigur, adaptarea e mult mai ușoară atunci când îl are pe taicăsul lângă el. Taicăsul care a crescut la oraș și care e învățat cu aceste plimbări zilnice în parc. Iată aici foarte interesant, am mai vrut eu să-i fac o dată o filmare. Aici este o vizuină, un început de vizuină, în care o cățea maidaneză a vrut să fete căței. Deci sub această rădăcină, iată ce instincte puternice mai au acești câini maidanezi, încă sub această rădăcină a vrut să-și facă vizuina. Ceva a deranjat-o și n-a mai făcut vizuina. S-a mutat și cu siguranță a fătat în altă parte. Oricum foarte retrasă era vizuina aceasta, deși e trotuar pe partea dreaptă, cum mergem acum, și lacul pe partea stângă, trotuarul e destul de puțin circulat, deci era o zonă destul de intimă. Iar pe aici, pe unde sunt eu acum cu câinii, nu prea vine nimeni, nu prea trece nimeni pe aici, toată lumea merge în zonele mai aglomerate, mai circulate, ca să zic așa. Haide, mă. Lacul Herăstrău, deja fiind în prag de iarnă, vizitatorii, păsările care își petrec iarna aici, au venit deja. Mai multe populații de rață mare, cormoran mare și mic, pescăruși. Instinctul de vânătoare al acestor câini e foarte prezent. Totuși vorbim de un câine care este aportor, deci care iubește natura și bine, toți câinii iubesc natura, dar ăsta fiind de vânătoare cu atât mai mult. Și un mix între un aportor și un scotocitor. Cățelul ăsta deja prezintă niște trăsături foarte apreciate de vânători, în sensul că este un foarte bun scotocitor deja, cu un miros foarte fin și care, în ciuda vârstei mici, a început să ia urma și să o țină destul de bine. Și un rățoi de rață sălbatică mare. Încă singur, deci nu și-a găsit încă perechea, mai are timp, dar ar trebui să se grăbească, pentru că perechile deja s-au format la rața sălbatică mare. Și se calcă de zor.
pentru a-și consolida legătura dintre mascul și femeie. Iar câinii s-au pierdut undeva pe acolo prin depărătare. Dar o să-i chem și se vor întoarce. Culori foarte frumoase, culori de toamnă, galben, verde, în diferite nuanțe, portocaliu, roșcat, sălcii pletoase care încă mai au frunze, plopi, plute, soare. O zi deosebită. Un cățel și un cățeluș fericit. Iată-l, iată-l cum... exact despre ce vorbeam. Nasul în pământ, coada sus, foarte energic. Ca mama lui.